Leo este un camion vesel și curios. Ne-a adus forme noi, hai să le găsim. Leo e prietenul tău, a venit să te ajute. Trenuleți și mașini, hai să construim. Leo, Leo, super camionul Leo. Ce zi frumoasă este astăzi! Unde se duce Leo atât de grăbit? Bună, Leo! Ne-ai adus piese noi? Să le descărcăm! Mă întreb ce vom construi. Hai să le asamblăm! Să atașăm roțile de piesa cea mai mare. Două pe o parte și două pe cealaltă. Piesa aceasta arată ca un corp. Iar acesta este capul. Cu antene. E un robot. Hai să atașăm mâna dreaptă. Acum pe cea stângă. Wow! Leo, ai construit un robot! Felicitări! Robotul nu vrea să pornească. Oare de ce? Desigur! Ne trebuie baterii ca să putem porni robotul. Leo, îți poți aminti unde l-ai văzut? Să mergem să căutăm! Sub tobogan? Nu! În copac? Nu! Nu sunt baterii aici, Leo! Haide, să mai căutăm! Ce este? E o telecomandă! Vrei să o luăm cu noi? Iar aici sunt bateriile. Hai să mergem și să pornim robotul. Robotule, suntem pregătiți să te pornim. Să punem bateriile în compartimentul special. S-a aprins butonul. Și ochii. Deci totul funcționează. Hai să vedem dacă putem controla robotul. Apasă butonul înainte. Uite, robotul se mișcă. Acum, stânga. Acum, dreapta. Foarte bine, Leo!
Abonează-te la Alabala și urmărește toate aventurile supercamionului Leo. Leo, Leo, supercamionul Leo. El este Leo. Bună, Leo! Dar ce este acolo pe cer? Un con a aterizat cu o parașută, de parcă se pregătește să devină astronaut. Max lansează următorul astronaut. Parașuta se deschide. E uimitor. Leo, unde te duci? Vrei să construim ceva? Hai să vedem ce piese ne-ai adus. Putem începe? Mă întreb ce surpriză ne pregătești. Știi ce urmează să construim? Așa este! O navă spațială! O mai putem numi și rachetă. Leo, ca să lansăm racheta, avem nevoie de combustibil și cineva trebuie să te ajute să pui racheta pe rampa de lansare. Ai înțeles? Ce vehicule ne pot ajuta? Așa este! O cisternă și o macara. Să mergem! Uite! Macaraua pune racheta pe rampa de lansare. Acum, hai să introducem combustibilul în rachetă. Ce rezervor mare! Astronauți, poftiți la bord! Suntem gata! 3, 2, 1, decolarea! Racheta zboară în spațiu! Camionul Leo. Iată, el e supercamionul Leo. Ce ai găsit, Leo? Să fie oare o mașină de curse? Unde te duci, Leo? Hei, aici erai! Camionul Leo vrea să construiască o nouă mașină! Vai, cât de multe piese! Ha-ha!
Leo, azi construiești o decapotabilă galbenă? Atunci să începem! Iată caroseria! Acum să-i punem banchetele! Cea pentru pasageri și cea pentru șofer. Acum urmează panoul de bord. Să nu uităm de volan. Nici de uși. Una, două. Ce frumos! Acum să-i punem și bara de protecție din față. Și mai este una, bara de protecție din spate. Iar acum să-i punem și roțile. Câte sunt? Una, două, trei, patru. Sunt patru roți. Privește, avem și faruri. Acestea sunt cele din față. Două pe partea stângă, două pe partea dreaptă. Să întoarcem mașinuța, să le punem și pe cele din spate. Iată-le! În dreapta și în stânga. Îți place cum a ieșit, Leo? Dar lipsește ceva. Ce să fie oare? Haide, Leo, nu te da bătut! Leo, mașinuța noastră are nevoie de un parbriz. Să-l căutăm? Unde e ascuns? Nu pare a fi pe lângă balansoar. Nici aici nu pare să fie. Să mai încercăm. Uite, parcă văd ceva. L-ai găsit! Bravo, Leo! Să-l încărcăm și să-l ducem la mașina decapotabilă. Ușurel. Așa! Să mergem! Ia să vedem, Leo! Pune-l la locul lui! Uite așa! Grozav! Ce să fie oare? O întrecere? Ce frumos se joacă împreună! Mașinuța galbenă pare mai rapidă. Ai construit o decapotabilă pe cinste. Pe data viitoare, Leo! Leo, Leo, super camionul Leo! Este o nouă zi la locul de joacă. Și iată, sunt atât de multe forme geometrice în jur. Iar el e super camionul Leo. Transportă ceva în grabă. Unde te duci, Leo? Vei trece calea ferată? Nu te duce prea departe! Hei, Leo! Ai ajuns la destinație, așa-i? Spune, ce ai de gând să construiești azi? Acelea sunt roți, dar par a fi unele speciale.
Leo, vrei să construiești o locomotivă? Cu ce începem? Să începem cu cabina albastră. Acum acoperișul și baza. O platformă neagră. Grozav! Acum un plug nivelator. Iar acum urmează roțile. Locomotiva noastră va avea 6 roți. Ce interesant! Ne mai trebuie 2 cilindri albaștri. Iar acum, niște fixatoare speciale pentru vagoane. E drăguță locomotiva, dar pare incompletă. Ia să vedem. Lipsește ceva, Leo? Hai să ne uităm după piesă. De ce are nevoie orice locomotivă? După ce se uită Leo? Ghiți ce? Are nevoie de un cazan. Locomotiva are nevoie de el pentru a face aburi. Pentru a se putea mișca. Să fie oare aici? Leo, trebuie să te uiți după un cilindru mai mare. Ei, Leo, nu e timp de joacă acum. Stai puțin. Să fie acesta un cilindru? Așa e, aceasta e o sferă. Mai departe, Leo. Figurina mov. Dar cea portocalie? Așa e, sunt o prismă și un cub. Să o vedem pe cea albastră. Iată, e un cilindru albastru. Leo, pune-l în spate. Se potrivește perfect cu locomotiva noastră și cu ceilalți 2 cilindri. Ia să vedem. Să o atașăm de locomotivă. Grozav! Se potrivește de minune! Mai avem numai câteva piese de asamblat. Un domn de abur și un fluier acționat de abur. Locomotiva noastră este gata! Să vedem cum merge! Să o atașăm de un vagon. Locomotiva fluieră. E pregătită! Și iată cum pornește! Leo, ai făcut o treabă grozavă! Leo, Leo, super camionul Leo! Un camion mic merge pe drum. Știi cum îl cheamă? Așa e! E Leo! Leo este un camion vesel și curios. Ne-a adus forme noi, hai să-l le găsim. Leo e prietenul tău, a venit să te ajute. Trenuleț și mașini, hai să construim. Super camionul Leo va construi o mașină nouă astăzi. Acesta e șasiul. Amortizoare pentru șocuri puternice. Ele ajută mașinile să circule pe drumuri denivelate. 4 roți. Acumulatori. Motor electric. Caroserie. Bară de protecție.
și o antenă pentru a controla mașina. E totul gata, Leo? Pornește mașina! Să mergem! Ce rapidă e! Oh! Ce s-a întâmplat? Lipsește ceva? Ah! Am uitat de spoiler! Trebuie să-l găsim! Spoilerul arată așa. Nu e în râu. Nu e nici sub pod. Să căutăm pe șosea. Ce e acolo? Leo, stai! Așa e, Leo. E spoilerul de care avem nevoie. Doar că e acoperit de nisip. Lopățică, ne ajut să-l scoatem? Mulțumim! Să punem spoilerul la loc. Acum te poți juca! Cu cât merge mai repede mașina, cu atât spoilerul presează spre pământ. Și astfel mașina e mai ușor de controlat. Ce întoarcere! La ce te gândești, lopățică? Oh! Oare știi? Lopățică construiește o pistă adevărată pentru mașina de jucărie. Uite! Are obstacole! Hai să punem mașina pe pistă! Înainte! Întoarce! Sare! Încă o întoarcere! Gata! Mașina a mers pe pistă! Leo, lopățică! A fost minunat! Leo, Leo! Super camionul Leo! Ce vreme însorită! Roboții conduc mașini electrice! Doi roboți s-au ciocnit! Robotule, fii atent! Du-te! Oh, ce-i acolo? O mulțime de componente! Utilajele de construcție pleacă acum! Și cine vine? E super camionul Leo! Salut, Leo! Ce multe componente sunt! Și roboții sunt curioși să vadă ce vei construi acum! Ha, ha, ai grijă? Să începem! Întâi, punem 4 suporturi puternice pe platforma făcută de utilaje. Conectăm 8 părți pentru roată. Wow! Sunt 2 roți! Le conectăm cu un ax în centru. Apoi atașăm roata la turnul de susținere. Ce urmează? Aceasta e o cabină. Montare. Uși. Și un acoperiș pentru a ne proteja de soare. Cabina numărul 4 e la locul ei. Și celelalte la fel.
Caruselul se va învârti cu ajutorul acestor rotițe. Leo, ai construit un carusel! Roboții abia așteaptă să-l încerce. Le dai voie? Desigur! Haideți, roboți! Leo, pornește caruselul! Oh, dar nu pornește. Mai încercăm o dată? Tot nu merge. Desigur, ca să funcționeze caruselul, este nevoie și de un motor. Așa e, roboți? Leo, știi unde să-l găsești? Oare motorul e la Leo acasă? Ura! Iată-l! Motorul este foarte greu. Leo abia îl poate mișca. Oare cum îl va transporta? Leo, îl poți ridica? Nu? Lopățică știe ce să facă. Utilajele de construcție ne vor ajuta. Macaraua va ridica motorul și îl va pune în camionetă. Să mergem, mașinilor! Împreună vom reuși! Macaraua așează motorul la locul lui. Roboți, ocupați-vă locurile! Lopățică, Leo, porniți caruselul! Ura! Funcționează! Priveliștea este minunată! Este seară. Se aprind luminile. Uite ce frumoase sunt. Leo, lopățică, bună treabă! Brum, brum! Super camionul Leo te învață secretele mașinilor în fiecare zi.